Poșta Română a inaugurat în 46 de oficii poștale din toată țara, printre care și Timișoara, sistemul Step Here, dedicat nevăzătorilor și persoanelor cu deficiență de vedere, care îi ajută să acceseze serviciile poștale fără a avea nevoie de un însoțitor. Astăzi, Poșta Română lansează un program în 46 de oficii poștale, municipii, reședințe de județ și în sectoarele din București, o aplicație Step Here, o aplicație care vine în sprijinul clienților noștri. În cei 160 de ani de tradiție pe care o are Poșta Română, am încercat de cele mai multe ori să venim în sprijinul clienților noștri. Această aplicație îi poate ajuta pe cei nevăzători, dar și pe cei cu deficiențe de auz să se poată ghida în oficiile poștale încât să poată beneficia de serviciile noastre. Este o aplicație funcțională, o să vă rog să o testați, să vedeți că este funcțională. Mai exact, persoanele cu deficiențe de vedere trebuie să instaleze aplicația Step Here atunci când se apropie de oficiul poștal și vor fi ghidate în așa fel încât să se descurce. Trei pași, de fapt. Al doilea pas este în momentul că explică exact de la intrare, fără, dacă nu are nevoie de asistentul al nostru, colegul nostru de la poștă. Îi spune câte ghișee sunt în față, o ușă rulantă, câte scări sunt, 5 scări, în partea dreaptă este o sonerie, deci îi spune, spun tot traseul pe care ar putea să... Factorul uman. Da. Câte persoane sunt dedicate acestui proiect? 2, 3, 5 asistenți? De cât este nevoie? Pentru că oficiul poștal are în jur de 60 de persoane. Deci nu este doar colega noastră de la informații. Dacă e nevoie de mai multe persoane, se apelează la ceilalți colegi și împreună venim să ajutăm. Deci e normal. Nu există unul sau mai mulți asistenți dedicați care să facă doar asta? Nu. E clar nu. Există o persoană dedicată, dar birou de informație, e normal. 8 ore angajate pentru dedicate special pentru acest serviciu. Este dedicată pentru acest serviciu cu prioritate, în cazul în care avem nevoie de mai mulți colegi, de mai multe persoane, automat reacție rapidă și mai vin colegi care vin în sprijinul clienților. Foarte greu, da. Foarte greu. De exemplu, întotdeauna o accesibilizare înseamnă nu doar audio, ci și tactil. Adică ar fi fost foarte bine sau ar fi foarte bine ca într-un spațiu public, cel puțin până la ghișeul de informare, de informații, să fie un covor tactil. Un covor tactil. Pentru că dacă se întâmplă ceva, n-ai telefonul, s-a descărcat nu și tu ești totuși în fața, da. Nu poți chema nici asistență, dar tu poți să ajungi măcar la ghișeul de informații. Deci poate că ar trebui să se schimbe percepția asta la nivelul combinat. Deci nu doar acolo, ci și dincolo să lucrăm. Chiar dacă nu există ghișee dedicate pentru persoanele cu dizabilități, acestea au întâietate în rândul clienților.